Acum vreau să fim martorii unei povești impresionante, o poveste de succes, dar cu un drum spre celebritate plin de obstacole. Ne povestește despre toate aceste lucruri Andrei Leonte. Te-am întrerupt, erai pe Facebook. Mă iertați, da, stai să anunț și gata, pe story, acum, gata. Păi ce ai făcut până acum, ai dormit? M-a luat repede domnul din spate, hai să intrăm. Erai așa. Atent aici, la dans, aici, da, da, dansai. Da. Andrei Leonte, oameni buni, omul ăsta a cunoscut succesul, dar n-a avut o viață ușoară. A cunoscut succesul? Da. Da, mi se pare atâta timp cât ai câștigat un concurs de talente. Da, și iată-mă aici pe ai câștigat un concurs de talente, ești un tip care ai fanii tăi, ai oameni care te urmăresc pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Așa, nu suntem mulți, suntem o mânuță de oameni, dar suntem o familie fericită. Asta contează, dar nu ți-a fost ușor. Acum știi cum e, n-am o poveste de aia mega impresionantă. Aș fi vrut să am o poveste mega impresionantă, să zic, mamă, de unde... Dar tu nu ești băiatul ăla din Vaslui care are părinții agricultori și care niciodată n-au... Nu? Da, mă rog, da, e un mod. Da, agricultori amatori, cumva. Ce voiam să zic e că eu care am trăit lucrurile astea, nu le văd atât de aici din interior, nu le văd atât de impresionante, nu știu cum se vede din exterior. Au avut și alții vieți mai grele, slavă Domnului. Da, stai un pic, e un drum care n-a fost tocmai ușor. La un moment dat trăiai doar din banii tăi de alocație, asta era tot ce aveai, nu? Da, da, adică Vasluiul anilor sau Vasluiul de după 89 n-a fost, nu era tocmai... Na. Un loc foarte ofertant și da, o bună perioadă, adică ai mie și-au pierdut locurile de muncă, de altfel ca mulți români prin 90-91 erau amândoi strungari și bunicică perioadă, da, 3 ani din alocația mea, din ce mai reușeau ei să ciupească și din ce ieșea din pământ la țară. Pentru că, dar asta e de admirat, pentru că ai răzbit, ai reușit. Nu știu, nu toată lumea a crescut așa, adică așa mi se pare la țară, știu. Da, să știi că nu cred că toată lumea a crescut ca tine și tocmai de asta poate e de admirat lucrul ăsta. Habar nu. Erai și băiatul ăla? Mulțumesc! Erai și băiatul ăla? Dar ești jenat să vorbești despre treaba asta? Te simt așa? Da, știa că mă văd că m-am și rușit un picuț. Acolo e familia, nu? Astea sunt niște colegi de la facultate, da, și familia, da, și... de unde aveți pozele astea? Nu mă simt, Doamne ferește, nu. Adică eu sunt mândru de originile mele și mă întorc întotdeauna cu... Sunt foarte recunoscător că bunicii mei sunt încă în viață. Uh-huh. Și mă întorc acolo cu mare drag, doar că... Da, nu... Nu m-am lăudat cu chestia asta, nu știu cum să zic. Nu e de laudă, e o poveste de viață la urmă. Da, e. Dar mi se pare o viață normală. E o poveste de viață care poate să încurajeze pe alții care se uită la noi și să înțeleagă că chiar dacă nu provin din familii înstărite, pot să reușească dacă sunt ambițioși și muncitori. Da, și cu un picuț de ajutor. Într-adevăr, când uneori mai vorbesc și cu ai mei, mă, mai țineți minte când eram la Prășit sau când eram la... În Valea Seacă. Am fost la Prășit, la cules de strugul adunat de prune și l-a întors până vara. Mai ții minte când te tăiau frânzele de porumb? Mi-aduc aminte întotdeauna când mă duceam, l-a întors fânul, pentru că bunicul meu, Dumnezeu să ierte, cosea. Și apoi mă duceam cu bunica mea și întorceam fânul. Și la 12 ziua, când făceai căpițele de fân, cădea așa tot fânul ăla pe tine. Și dormitul ăla sub car sau sub căruță. Da. E de neuitat, de neprețuit. E, da, sunt niște chestii. Alea erau vacanțele mele de vară, întotdeauna la bunic, și când weekend, mă duceam la adunat de fân, când mă duceam în fiecare zi cu vaca. Acules de dudău pentru porți sau pentru păsări, pentru acasă și bănuțul ăla de sâmbătă seară, eram 3 nepoți. Și primeam întotdeauna ceva și mă duceam a doua zi, duminică, pentru că era un pic mai ieftin, în Vaslui aveam un cinematograf de la vechi comunist, chiar în spatele blocului și mă duceam aproape fiecare duminică acolo, dimineața era un picuț mai ieftin, am zis asta deja, și cu banii pe care mi-i dădea bunica eventual cu o zi înainte sau adunam în 2-3 săptămâni și acolo am văzut Titanic, am văzut Godzilla, am văzut primul meu James Bond, am văzut primul meu Star Wars. A fost tot frumoase. Da. Ei bine, Andrei Leonte are o piesă pe care o să ne cânte imediat după publicitate. Aoleu, da, am venit și astăzi fără, am și postat, când am venit și astăzi fără trupă, de fiecare dată m-am prins fără trupă, vreau și unde nu pot veni înapoi și trebuie să dansez eu pe părțile instrumentale, îmi pare rău pentru ce urmează să vedeți. Am revenit în direct, oameni buni, cu Andrei Leonte, i-ați aflat povestea, iar acum ne cântă, ce ne cânti? Uite, Marea.
Uite Marea? Da, am un videoclip liric să vă uitați că e frumos. E pe YouTube, chiar așa să-l găsească lumea? Uite, virgulă, Marea e fix așa, sunt gol pușcă în videoclip, am pus o bandă de cenzură acolo și am zis că dacă ajungem, eu am făcut cel mai mult, eu sunt artist mic, sunt modest, am făcut doar 6,2 milioane de vizualizări cel mai mult bine, la, de ce ai pus virgulă la după, o piesă. Uite, virgulă, Marea. Pentru că așa e corect. Așa e cu? Am un coleg de-al meu care e da, profesor, vorbim, știu colegul. Profesor de gramatică, Andrei Dobrogea, te rog frumos să Da. Ne auzim pe Facebook. Andrei Leonte, oameni bune, cântă piesa aceasta, căutați-l pe YouTube. Ascultați piesa și dați-i share, like, să ajungă la cât mai multă lume. Andrei Leonte, așa este și pe Instagram, așa este și pe Facebook. Peste tot. Să ai multă baftă. Mulțumesc frumos. Succes. Doamne ajută. Perfect. Cât mai împachetăm, ce faci cu atâtea țoale? Hai deși în picioarele goale, hai doar să plecăm. O să ieșim la drum, urlând muzica noastră, cu geam închis că-i muzică proastă și ne auzim oricum. Uite și marea, uite și sarea, tu la răsărit, bem împreună, te țin de mână, așa bine sună, la infinit. Dar uite nisipul, uite și marea, uite și sarea, noi la răsărit, te țin de mână, bem împreună, așa bine sună, la infinit. Ne-am cunoscut pe bune, tu cu pistrui, eu cu slăbiciune, mai nu te-am vrut atât. Și știu că-ți beat oricum, deci nu-o dau nostalgie, dar zic cum ar vrea să fie, aș vrea să fie așa de acum. Încă mai este vară. Nu ne-ntoarcem, dormim și afară. Uite nisipul, uite și marea, uite și sarea, tu la răsărit, dăm împreună, te țin de mână, așa bine sună, la infinit. Dar uite nisipul, uite și marea, uite și sarea, noi la răsărit, te țin de mână, dăm împreună, așa bine sună, la infinit. Da, uite nisipul, uite și marea, uite și sarea, tu